serios, în mâine, la mulți ani. E la treabă? E la bună. Da, sigur. Deși este o vizită de lucru, cred că acest prim dialog între București și Chișinău, după alegerile din Republica Moldova, reprezintă o reconfirmare a interesului excepțional pe care România îl acordă drumului european al Republicii Moldova. Nu există un obiectiv de politică externă românesc mai important în acest moment decât asigurarea condițiilor pentru reușita integrării europene a Republicii Moldova. Și trebuie să afirm aici, la Chișinău, așa cum o fac și la București, și la Bruxelles, și la Berlin, și la Washington sau la Paris, că performanța actualului guvern și continuitatea proiectului de integrare europeană pe care această majoritate îl aduce Republicii Moldova reprezintă un lucru recunoscut în toate marile capitale ale Europei și ale lumii occidentale. Domnul Cioanu, orice vizită oficială din România este interpretată de comuniști ca implicarea în o trebă de integrare de Republicii Moldova. Dacă și vizita dumneavoastră va fi comentată la fel, ce veți avea de replicat comuniștilor? Eu n-am de replicat nimic nimănui. Sunt președintele Senatului României și sunt o vizită de lucru în Chișinău, în Republica Moldova. Nu am justificat față de nimeni. Eu regret că n-am venit mai des. Permiteți-vă rog o întrebare. Una dintre condițiile impuse de Uniunea Europeană pentru Republica Moldova este combaterea corupției. Domnul Cioane, ați avea dumneavoastră niște sfaturi pentru oficialii de la Chișinău? Cum ar putea combate acest flagel în Republica Moldova sau nu? Și dacă poate niște practici aplicate de România la acest capitol? Sfatul meu este să încercați să rezistați tentației de a politiza acest subiect. Este o problemă reală și în România, probabil că și aici, este valabilă și în America și în multe alte părți. Deci sfatul meu este, dați aspectului instituțional prioritate elementului politic. Pentru că clipa care este politizat nu conduce nicăieri. Veți aborda cu liderii fracțiunilor parlamentare și problema legii președintelui? Cum vedeți dumneavoastră soluționarea acestor probleme, atâta timp cât fracțiunea comunistă nu este deocamdată dispusă să voteze pentru candidatura lui Marian Lupu? Deci eu cred că ambele părți, ambele tabere au obligația de a găsi o soluție. Nu este ușor, ca dovadă că s-a mai încercat, ca dovadă că nu s-a reușit și știm bine ce înseamnă alegeri prelungite și frecvente. Dar instinctul îmi spune că în acest moment Republica Moldova este mai aproape, sper eu, de găsirea unei soluții. O soluție tot timpul o soluție negociată. Și sper ca să existe suficient de multă disponibilitate la un compromis principial. Pentru că cred că ambele părți trebuie să înțeleagă că o anumită cedare, pentru că într-o negociere trebuie să cedezi câte ceva din partea fiecăruia. Deci este un compromis principial pentru că servește interesului cetățenilor Republicii Moldova. Un președinte care să poată să-și efectueze un mandat și care să asigure stabilitate și echilibru pe scena politică este un lucru necesar pentru Republica Moldova, dar este evident apanajul politicilor dumneavoastră să rezolve acest subiect, nu al nostru. We'll be right back.